Cancerul de col uterin nu doare în faza incipientă, iar când apar primele simptome, poate fi prea târziu pentru a salva organele reproductive sau chiar viața unei femei. Anual în Republica Moldova, aproximativ 400 de femei sunt diagnosticate cu cancer cervical, iar 180 mor. Din date statistice, anual în lume sunt înregistrate circa 600.000 de pacienți cu cancer de col, dintre care mai mult de un sfert de milion pierd lupta. Ce privește Republica Moldova, anual sunt înregistrate circa 400 de pacienți cu cancer cervical. La evidență, la moment, sunt 4.200 de bolnavi. Decedează anual 180 de pacienți. În municipiul Bălți, la evidență, avem la moment, la începutul anului 2022, 214 pacienți. Incidența cancerului de col uterin este semnificativ mai crescută la femeile care administrează contraceptive orale pe termen îndelungat, care au mai mulți parteneri sexuali, care au trecut prin mai multe nașteri sau avorturi. Ce este constatat că cauza principală în dezvoltarea cancerului cervical este virusul papilomă uman. Există circa 200 tipuri de virus, dar numai 15 din ele sunt responsabile de cancerul cervical. Fiecare adult pe parcursul vieții poate contracta virusul, însă, având o imunitate bună, virusul poate fi autoeliminat. Alți factori de risc sunt traumele colului uterin, la nașterile multiple, avorturi multiple. Este constatat că substanțele chimice care conțin în țigări, deci lecționează la suprafața colului uterin, la fel ca și infecția cu papilomavirus. Simptomele cancerului de col uterin pot fi depistate doar în fază tardivă. Deci, stările precanceroase și cancerul colului uterin nu au simptome. Deci cancerul nu doare la etape incipiente. Dar atunci când femeia se adresează cu eliminări din vagin neregulate, cu hemoragii după contactul sexual, atunci când apar dureri pelvine, dureri lombare, când femeile sunt anemizate, apar schimbări în funcția organelor bazinului mic. Deja atunci este diagnosticat un cancer avansat, când efectul tratamentului nu este bun. Cancerul cervical poate fi detectat prin efectuarea testului Papa Nicolau. Medicii recomandă ca fiecare femeie cu vârstă cuprinsă între 25 și 61 de ani să facă testarea o dată la 3 ani. Scopul investigației citologice este nu chiar diagnosticarea cancerului ca atare, dar a stărilor precanceroase, care pot fi tratate la nivel de ambulator și, cel mai important, cu păstrarea funcției reproductive a femeilor. Screeningul cancerului de col uterin poate fi efectuat gratis la centrele de sănătate, la medicii de familie.